Ideea construirii drumului peste munte a fost pusă în practică în 1969, când soldați și muncitori porneau să spargă stânca pentru cel mai frumos drum din lume, așa cum l-au numit realizatorii unei emisiuni auto din Marea Britanie. Pe 20 septembrie 1974, chiar președintele de la acea vreme a participat la inaugurare. Cei care au lucrat la Transfăgărășan își amintesc cu emoție atmosfera acelor zile. Construcția lui s-a realizat pe niște versanți aproape verticale și să realizezi un drum și cu tunele și cu viaducte și cu pasaje nu a fost la mâna oricui. În cinstea celor care au muncit la construcția drumului și la întreținerea lui a fost inaugurat un monument al constructorului Transfăgărășanului. Transfăgărășanul sau drumul spre cer, cum este el denumit, a însemnat o epopee constituită din eforturile, sacrificiile și jertfele acestor oameni. Turiștii care vin din țară și din străinătate sunt încântați de peisaje, dar spun că starea proastă a carosabilului îi face să nu revină. De-abia am urcat de acolo, dar e nasoală, foarte nasoală. Dar zona, vă place? Zona, da, e superbă. Starea drumului mi se pare acceptabilă, ținând cont că este un drum de munte și sunt drumurile cam înguste. Dar peisajul, vă place? Peisajul este superb. Este prima dată când vin. Am făcut de două ori Transalpina, dar pe Transfăgărășanul vin acum prima dată și mi se pare o construcție și o capodoperă, într-adevăr, aici în munții Făgărașului. It's really beautiful. E frumos, sunt multe curbe strânse, dar e în regulă. Am un șofer bun. Pe de altă parte, hotelierii din zonă spun că anul acesta a fost cel mai slab ca număr de turiști, după ce gropile și urșii au pus stăpânirea pe Transfăgărășan. Ei au dat în judecată Ministerul Transporturilor și CNAIR, cărora le cer să repare asfaltul și să asigure drumul deschis mai multe luni pe an. Pe Transfăgărășan turismul e în scădere. Și asta se întâmplă în mod special datorită faptului că drumul e închis 8 luni din 12, deși ar putea să funcționeze cel puțin o lună și jumătate, două luni, fără intervenții speciale și fără costuri semnificative. Am avut un sezon destul de plin, destul de încărcat, trafic foarte, foarte îngreunat, destul de multe accidente, în special motocicliștii, și am avut clienți motocicliști care s-au văitat de starea proastă a carosabilului. Transfăgărășanul este deschis de la 1 iunie până la 30 octombrie, iar cei care asigură mentenanța drumului spun că este imposibil pe timpul iernii să se circule în zonă. Sunt oameni foarte puțini, utilaje nu mai avem, foarte puține. Vă reproșează șoferii ceva? Toată lumea ne reproșează, da. Construirea Transfăgărășanului a însemnat un sacrificiu uriaș, atât în rândul militarilor, cât și în cel al civililor. Datele oficiale vorbesc despre 40 de oameni care și-au pierdut viețile în șantier pentru construirea Transfăgărășanului. În memoria acestora și a celor care au participat la construcția rutei, au fost ridicate de-a lungul timpului două monumente: Poarta Geniștilor la cota 1200 și Poarta Întâlnirii la cota 1600. Cea mai înaltă altitudine la care ajunge drumul este de 2042 de metri în zona tunelului de la Bâlea.